Un bebeluș de un an și patru luni a murit după ce tractorul în care se afla alături de fratele lui de opt ani s-a răsturnat pe un drum comunal. La volan se afla chiar tatăl celor doi copii, un bărbat din localitatea Corcova. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că bărbatul nu avea permis de conducere, iar tractorul nu era înmatriculat. Tragedie pentru o familie din Mehedinți. Un bărbat în vârstă de 30 3 de ani, în timp ce conducea un tractor pe un drum comunal din județul Gorj, a pierdut controlul volanului, iar ulterior s-a răsturnat într-o râpă. Alături de bărbat în autovehicul se aflau și cei doi copii minore ai acestuia, un bebeluș de un an și patru luni și unul de opt ani. Toți trei au fost transportați de urgență la spital. Din nefericire, bebelușul a decedat din cauza traumatismelor suferite în urma accidentului. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 30 de ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, în timp ce conducea pe drumul Sătez Valea Motrului un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor neînmatriculat și neînregistrat în circulație și o remorcă confecționată artizanal, s-a răsturnat în afara drumului. În urma evenimentului a rezultat rănirea conducătorului tractorului împreună cu cei doi pasageri minori de un an și patru luni și opt ani, fiind transportați la spital unde minorul de un an și patru luni a decedat. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul alcooltez, rezultatul fiind negativ. În urma verificărilor, polițiști au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere și nici tractorul pe care îl conducea nu era înmatriculat. Acesta s-a ales cu dosar penal, însă suferința provocată de pierderea propriului copil este mult mai mare.